Scoarul Europei, Bulevardul Central și intrarea în Parcul Central din capitală. Chertoacă aici în fiecare an își prezenta raportul de activitate demagogică și prodigioasă. Treptele astea au fost făcute după primul, al doilea an de raport aici. Și nu s-au gândit la persoanele cu cărucioare. Vedeți, omul se învârte și nu poate intra în parc. Nu are pe unde să intre în parc. Și pragurile, treptele astea sunt enorme, 20 cm înălțime. Și cu cărucioare e imposibil și pentru bătrâni sau persoane bolnave. E imposibil să intre în parc. Și nou primar, autodeclaratul, au făcut, au catadixit doar să facă chestia asta ca să poată trece oamenii pe aici cu biciclete, cu cărucioare. Dar la scări, la prag, așa și nu s-au gândit și nu au făcut nimic mai bun decât chertoacă.